Doamna educator, vă mulțumim foarte mult că ați venit cu micuții pentru a primi daruri. Noi vă mulțumim. Spuneți-ne, de câți ani sunteți în școală? Este primul an în care sunt educatoare la școala Gogoșu. Am mai lucrat în învățământ, dar aici este primul an. Sunteți din localitate? Da, da, sunt din localitate, sunt din satul Gogoșița, comuna Gogoșu. Am înțeles. Și copii... câțiva kilometri. Și copiii dumneavoastră la ce școală învață? Am două fetițe, învață aici la școală. O fetiță, oameni la grupă mare, o să meargă la școală la doamna învățătoare și cea mare este la doamna învățătoare, clasa a doua. Clasa a doua, da. Nu? Merită efortul de a ajuta pe acești copii? Merită. Merită. E o satisfacție foarte mare. Eu sunt de aici și îi văd cum se bucură și văd cum evoluează din an în an. Sperăm să fie cât mai mulți copii, să putem să îi ajutăm și să îi îndrumăm. Înțeleg că unii vin din familii destul de sărace și da, fac eforturi foarte mari ca acești copii să învețe și să facă o școală. Eu încerc să facă tot ce pot împreună cu doamna învățătoare, cu domnii profesori, cu doamna director, care mereu îi chemăm la școală, îi susținem, au și burse unii dintre ei, fac tot posibilul. La școală avem necesarul pentru a ne întreține activitatea didactică, corespunzător, și ei încearcă să ne susțină cât pot și ei din ceea ce au. Pentru că nu au o situație financiară foarte bună. Și înțeleg de la doamna învățătoare că există familii care, din nefericire, nu au școală deloc și da, doresc foarte mult ca acești copii să învețe. Da, sunt. Avem chiar o mămică de la mine, de la clasă, de la grupă, are băiețelul la mine și ceilalți trei la doamna învățătoare care nu știe să scrie. Deci mămica nu știe, da. Da. Din păcate. Eu fiind din localitate, este din sat cu mine, deci, ne ajutăm. Știți cum este, primește un plic, primește o scrisoare, are ceva de făcut, o cerere. Ne ajutăm și încercăm să îi susținem copiii și își dorește foarte tare ca copiii să învețe să scrie, să citească, să învețe, să ajungă cât mai departe, cât se poate de bine. Mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc!